Generozitatea spațiilor Bibliotecii Naționale a făcut posibilă deschiderea expoziției de pictură suprarealistă a artistului Mihai Criste. Expoziția Anotimpuri Interioare cuprinde tablouri inspirate de interferențele culturale dintre diverse forme de spiritualitate și creativitate, respectiv pictură, literatură, muzică, religie și știință. Suprarealismul, în viziunea lui Mihai Criste, se reinventează în lumina limpede a sincerității, proiectată spre un neobișnuit care devine senin și inteligibil. Mihai Criste înzestrează subiectele sale cu atribute magice, care nu le îndepărtează de menirile lor originare, ci le îmbogățește cu valențe surprinzătoare, dar integrate în chip cât se poate de credibil. Picturile acestuia trăiesc sub semnul maestuos al principiului etern, timpul. Așadar, Mihai Criste creează cu migală o lume miraculoasă, apreciată de iubitorii de artă de pretutindeni. Thank you.
De unde a început această pasiune pentru pictură și la ce vârstă? Cred că în jurul vârstei de 3 ani am avut parte de primele manifestări grafice. Atunci am început să desenez pe pereții casei părintești. Dar nu am conștientizat talentul atunci, de-abia mai târziu, în clasele primare, am reușit să conștientizez acest talent în școala generală, ca mai apoi, de-abia în liceu și în facultate, am reușit să-l cultiv, să-l perfecționez. Care sunt pictorii dumneavoastră preferați? Aș începe cu Arcimboldo, deși era un pictor manierist, se cadrează totuși într-un suprarealism timpuriu. Dar pictorii care mi-au influențat arta, i-aș putea menționa pe Dalí și pe René Magritte. Aceștia sunt de asemenea și sursele dumneavoastră de inspirație? Da. Magritte a fost un punct de plecare în arta mea. M-a influențat pozitiv, dar reușita ar fi faptul că am reușit să ies din cadrul artei sale și să îmi găsesc propria personalitate și originalitate în artă. Ce rol joacă sentimentele în momentul în care creați, în momentul în care pictați? Sentimentele joacă un rol foarte important. Pot să zic că pictez cu sentimente, investesc sentimente în tabloul pe care îl pictez. Aceste sentimente sunt menite să sensibilizeze privitorul și să se regăsească prin intermediul lor într-o operă de artă. Ce teme abordați în lucrurile dumneavoastră și care sunt cele preferate? Temele pe care le abordez sunt, de fapt, marile teme ale artei. Timpul, omul, viața, dragostea, natura. Pentru că consider că între om și natură există o strânsă legătură, dragoste. Dacă vorbim de dragoste, vorbim de dragostea omului pentru natură, dragostea omului pentru alte... Ați avut de asemenea expoziții în străinătate. Cum ați ajuns să vă expuneți lucrurile în afară și ce a însemnat această experiență? Am avut prilejul să colaborez chiar din timpul facultății cu studenții americani de la facultatea de acolo, din state, să facem un schimb de experiență și schimb de lucrări. Și în urma acestui schimb de experiență să expun în afara graniței, dar și în urma taberelor de creație am reușit să expun, dar și la îndemnul unor colecționari sau unor iubitori de artă am reușit să expun în afara țării. Care a fost reacția publicului din afară și care este reacția publicului românesc? Nu văd o diferență între publicul de afară și publicul de aici. Cred că publicul meu este unul și același. Fie că e vorba de România, fie că e vorba de străinătate. Este un public care vine cu cultură, cu un cod cultural și cu o inteligență emoțională. Dar eu cred că o mică diferență ar fi faptul că publicul din afară este dornic să cunoască omul din spatele tabloului, să știe mai multe despre ideile lui, despre cum le transpune pe pânză. De ce ați ales ca expoziția de astăzi să se intituleze Anotimpuri interioare? Ce semnifică această denumire? Acest titlu, Anotimpuri interioare, mi se pare foarte sugestiv pentru lucrările mele din cadrul acestei expoziții de la Biblioteca Națională. Tablourile mele cuprind sentimente, trăiri, stări. Mai mult decât atât, ele redau cele patru anotimpuri care se regăsesc, de fapt, în cele patru vârste umane.
de la tinerețe până la bătrânețe. Ce planuri aveți pe viitor în cariera dumneavoastră de artist? Planurile mele de viitor sunt legate tot de pictură. Planurile mele sunt, în primul rând, proiectele mele, ideile mele pe care vreau să le duc la bun sfârșit, să le transmut pe pânză. Dar acest lucru înseamnă un întreg proces, plecând de la idee, la documentație și apoi elaborarea ei, transpunerea pe pânză, titlul, care este și el important, care trebuie să fie foarte poetic și să dea o direcție înspre care se îndreaptă gândul privitorului.